Doamnelor și domnilor, onorată asistență, se anunță semnarea acordului privind edificarea și dezvoltarea parteneriatului între Președintele Republicii Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova. Semnează doamna Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, și doamna Tatiana Badan, Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova. Astăzi, de ziua autonomiei locale și a lucrătorului administrației funcție locale, împreună cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, am semnat acest acord, care va pune bazele unei colaborări de durată între instituția președinției și între primari, administrația publică locală în general. Republica Moldova va deveni o țară prosperă, numai dacă schimbarea spre bine, se va face resimțită în fiecare sat, oricât de mic ar fi acesta, în fiecare oraș. Pentru că dezvoltarea locală este cheie pentru a crește standardele de viață ale cetățenilor. Primarii sunt în prima linie în această muncă. Așteptările față de primari din partea locuitorilor sunt mari. Oamenii vor să aibă apă la robinet, oamenii vor să aibă sistem de canalizare, oamenii vor să meargă pe drumuri bune, oamenii vor să aibă iluminare stradală, oamenii vor să vadă dezvoltarea oportunităților de muncă în localitățile lor, indiferent dacă este vorba de agricultură, comerț sau turism. Și toate aceste lucruri și multe altele sunt așteptate din partea primarilor. Iar primarii trebuie să aibă toate resursele și pârghiile necesare ca să poată să asigure dezvoltarea localităților și respectiv să rezolve aceste probleme. Problemele cetățenilor și proiectele de anvergură, mai ales proiectele de infrastructură, necesită bani foarte mulți. Și în cele mai dese cazuri, bugetele localităților sunt foarte mici. Acestea permit doar să se rezolve probleme mai mici. Problemele mari necesită resurse mari. Și aici, din păcate, primarii din Republica Moldova de ani de zile se confruntă cu o problemă majoră. Atunci când banii statului, care se colectează din impozite plătite de locuitorii tuturor localităților, se împart uneori de către politicienii responsabili, corupți, pe nedreptate. Unele localități primesc bani pentru dezvoltare, iar alte localități nu primesc bani pentru dezvoltare. Am văzut acest lucru și acum de curând, când a fost adoptat la miez de noapte bugetul statului și am văzut câtă nedreptate a fost în decizia de a aloca pentru anumite localități bani, iar pentru altele nu. Noi trebuie să punem capăt acestor nedreptăți. Banii statului sunt banii tuturor cetățenilor. Avem nevoie, în primul rând, de mecanisme clare, corecte, de alocare transparentă a resurselor pentru dezvoltarea localităților din Republica Moldova. Și, bineînțeles, avem nevoie de politicieni și de oameni în funcții de răspundere care respectă legea și care respectă toți cetățenii și care pun în aplicare politici corecte față de toți cetățenii. O să muncim împreună
pentru ca abuzurile să înceteze, iar cei care comit aceste abuzuri să fie sancționați. De asemenea, o sursă de finanțare pentru proiectele de dezvoltare în comunitățile noastre sunt cele care vin din resurse externe și avem mulți primari care reușesc să aducă în localitățile lor proiecte finanțate din surse externe. Aici am făcut și în trecut angajamente și am reiterat și astăzi la discuția pe care am avut-o cu reprezentanții CALM-ului angajamentul meu de a aduce cât mai multe resurse în țară, angajamentul meu de a convinge partenerii de dezvoltare să aloce resurse și prin mecanisme directe de finanțare a administrației publice locale, ca să nu se implice politicul de aici de pe loc în distribuirea acestor resurse. Am discutat astăzi despre necesitatea de a rezolva problema contribuției, pentru că uneori pentru anumite proiecte suma contribuțiilor este destul de mare și în loc să se aloce în mod abuziv, iată cum s-a făcut în această anexă din buget banii doar pentru unele primării, acești bani ar putea să fie alocați într-un fond de cofinanțare a proiectelor pentru localitățile din toată țara. Există probleme, dar există și soluții și angajamentul meu este să contribui împreună cu echipa mea ca să punem în aplicare aceste soluții cât mai repede. O problemă majoră despre care auzim de ani de zile este, sau sunt mai bine zis, controlele abuzive, făcute iarăși în interes politic, iar uneori pentru a extrage bani, din partea unor funcționari, din partea unor instituții ale statului. Am transmis acest mesaj și altă dată și vreau să o repet și aici. Un mesaj către instituțiile publice, mai ales instituțiile publice centrale, să înceteze abuzul, să înceteze controlele abuzive împotriva administrației publice locale și mai ales împotriva primarilor, să respecte legea și să se concentreze mai ales pe depistarea și sancționarea corupției mari. Și noi cu toții știm unde se găsește corupția mare. Și să nu creeze obstacole administrației publice locale în situația în care aceasta își face treaba bine și încearcă să rezolve problemele cetățenilor, probleme de zi cu zi. Am discutat astăzi și despre faptul că în aceste săptămâni, în aceste luni, în Republica Moldova va decurge procesul de elaborare a programului de asistență împreună cu Uniunea Europeană pentru următorii 7 ani și eu cred că proiecte de dezvoltare comunitară trebuie să devină o prioritate sau să ajungă să fie o prioritate în acest plan de asistență a Uniunii Europene pentru următorii 7 ani și împreună cu echipa și împreună cu reprezentanții CALM o să participăm la aceste discuții cu Uniunea Europeană pentru a ne asigura că aceste resurse vor fi planificate și cetățenii Republicii Moldova din toate localitățile vor putea să beneficieze de această asistență. Cu această ocazie vreau să felicit încă o dată toți primarii, toți lucrătorii administrației publice locale, să le mulțumesc pentru curajul de care au dat dovadă și continuă să dea dovadă, uneori în condiții foarte vitrege, pentru munca pe care o depun ca să ajute cetățenii în situații foarte și foarte grele și să repet angajamentul meu de a-i susține, de a mobiliza mai multe resurse ca să putem să deschidem locuri de muncă în localitățile noastre și ca să putem să implementăm proiecte pentru ca viața cetățenilor să devină mai bună. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Stimate doamnă președinte Maia Sandu, stimați colegi, onorată asistență! Astăzi, în această zi frumoasă și importantă pentru lucrătorii din administrația publică locală, Ziua Autonomiei Locale și a lucrătorului din administrația publică locală, noi, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova, pentru prima dată avem această onoare și posibilitate în această zi să putem fi prezenți aici, deschiși împreună cu
doamna președinte de a semna un acord de cooperare și colaborare în promovare și dezvoltare democrației locale în Republica Moldova, a descentralizării și consolidării autonomiei locale. Am vorbit astăzi despre acele momente când adesea, la 1 februarie, primarii din Republica Moldova au fost nevoiți să iasă în stradă, să protesteze și să-și ceară drepturile și respectul. Astăzi am vorbit și despre faptul că, de fapt, cei din administrația publică locală sunt cei mai apreciați de către cetățeni, dar totodată noi, cei din administrația publică locală, atestăm că suntem și cei mai plini de presiuni din partea multor structuri ale statului și astăzi prezența noastră este aici pentru a aduce o consolidare a întregii societăți, inclusiv autorităților publice locale împreună cu conducerea țării, pentru a aduce mai multă bunăstare, eficiență, dezvoltare pentru cetățenii noștri. Doar consolidați împreună, cu eforturi comune, noi putem schimba lucrurile și sigur că pentru aceasta este necesar să muncim toți împreună. Mă bucur foarte mult că astăzi am reușit cu doamna președintă să discutăm pe toate cele probleme importante ale comunităților noastre locale. Am vorbit despre acele angajamente asumate ale statului Republica Moldova privind democrația locală și despre acele rezerve la care trebuie împreună să muncim. Mă bucur foarte mult că astăzi am reușit să auzim împreună cu colegii mei din cadrul Congresului Autorităților Locale, în urma acestei ședințe, să auzim că sunt posibilități foarte bune și doamna președinte are un interes major de a aduce mai multe fonduri în dezvoltarea comunităților noastre. Și aici ne dorim foarte multă muncă în comun, transparență, eficiență și sigur că mai puțină birocratizare și mai multă dreptate. De aceea sperăm că acest acord de colaborare va veni în beneficiul tuturor autorităților locale, dar mai bine zis, în beneficiul cetățeanului descurajat din Republica Moldova. Vă asigurăm că acest acord de cooperare va aduce o îmbunătățire a activității noastre comune și chemăm toți cetățenii din Republica Moldova, toți angajații din administrația publică locală, vă chemăm să fiți mai puternici și uniți și sigur că noi ne asumăm să aducem mai multă încurajare și mai multă motivație, pentru că, de fapt, cei din guvernarea locală sunt eroii schimbării în țara noastră. La mulți ani autonomiei locale, să tindem spre această autonomie locală, aduc toată recunoștința și tot respectul și mulțumirea tuturor angajaților din administrația publică locală. Sănătate, putere și curaj doar uniți înainte. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Să aveți o zi bună!